Krishna Krishna Radhe 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 Shyam Radhe Shyam 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 Radhe Radhe. Astăzi vorbim mai departe despre Nishanta Lila de la 3:36 la ora 6. Despre soarele păcătos, începând cu versul 92. Lalita este supărată pe soarele care a răsărit, pentru că a stricat petrecerea cuplului divin Radha Krishna. Astfel ea îl insultă pe Surya Dev. Hei, Radhe, privește! Deși soarele a devenit un lepros pentru că a deranjat petrecerile amoroase a tuturor perechilor erotice, totuși nu a renunțat la felul său păcătos de a fi. De aceea, înțelepții au cu siguranță dreptate când spun că e imposibil de a schimba felul cuiva de a fi. Dând din cap aprobator, ochiul lui Brishabanu Nandini, fica lui Brishabanu Radha, deveniră roșii datorită furiei. Datorită faptului că a fost întreruptă de soare în jocurile ei ale iubirii, Premkheli, cu Krishna. Totuși, rămânând calmă și zâmbind tandru, îi răspunde la Litei. Saki, deși soarele și-a pierdut picioarele când a apus în vest, s-a reîntors doar într-o fulgerare pentru a repeta faptul său păcătos de a o întrerupe pe Radha. Consideră că dacă ar avea picioare, chiar și scurta noapte n-ar fi existat. Cu alte cuvinte, Radha nu poate tolera lipsă de considerație pentru preeminența iubirii. Adică nimic nu este mai important ca iubirea. Nici dreptatea și nici adevărul, care vor unii câteodată să-l demonstreze. Preeminentă sau proeminentă este iubirea. În acest sens, soarele nu are nici milă, nici rasa Buddha, adică nu are putere de discernământ. Buddha, Buddhi, nu are inteligență în ceea ce privesc gusturile iubirii transcendentale. De aceea, cele două picioare ale sale s-au topit, ca și cum ar fi fost atacată de lepră. De aceea, acest cuvânt a fost pomenit mai înainte. În continuare, de la versul 96, sunt amintite Candita Bhava și Manlila. Inspirat de șarmul dimineții și intoxicat de Katamrita, nectarul vorbelor Radei, Krishna uită încă o dată nevoia urgentă de a se întoarce acasă și exclamă: Hei, draga mea, priagi, așa cum fața unei tinere fete se înroșește datorită furiei,
Atunci când îl vede pe prietenul ei cu o altă domnișoară, la fel și soția soarelui, cerul de la răsărit, eroșie datorită geloziei. La vederea urmelor lăsate de unghiile unei alte iubite care decorează pe bărbatul ei când se întoarce de dimineață. Cu alte cuvinte, cerul roșu al Vrindavanei retrezește în memoria lui Krishna amintirea Bhavi Candida și a jocurilor geloziei, Manlila, ale Radhei. Astfel, pentru a degusta aceste sentimente, la privirea reacțiilor Radhei, Krishna, în mod ingenios, îi reamintește de aceste momente, folosind exemplul soției soarelui, cerul de la răsărit. În Ujjvala Nilamani, Shirupa descrie o Candita Naika, eroina Candita, în felul următor. O eroină care își petrece întreaga noapte, așteptând neliniștită, în absența iubitului ei, pe care îl vede apropiindu-se de dimineață, purtând pe corpul său urmele iubirii unei alte doamne, o astfel de eroină se numește Candida, care, așteptând neliniștită, îl vede de dimineață pe soț apărând într-o asemenea postură. O astfel de naica afișează furie, man, respiră greu și e tăcută. Acest lucru îi se întâmplă uneori Radei, când devine deosebit de furioasă, după ce Krishna a lăsat-o să aștepte toată noaptea. Hai să vedem ce se întâmplă atunci când Rada descoperă înclinația lui Krishna de a o înșela. Într-o seară, este aranjat un loc de întâlnire, Sanket. Sanket înseamnă loc de întâlnire pentru Radha și Krishna. Având mari speranțe, Radha intră în Sanket Kunja, crângul întâlnirii, și începe să se pregătească pentru întâlnirea cu Krishna. Totuși, în timp ce Shyamasundar se îndreaptă spre Kunja, sakhile lui Chandravali îl interceptează și îl duc la ea pentru o noapte a plăcerilor erotice. Astfel, Krishna nu și-a ținut promisiunea făcută Radhei. Dar în dimineața următoare, Krishna sosește la intrarea crângului unde Radha l-a așteptat toată noaptea, simțindu-se vinovat de ofensă gravă. De îndată ce Priyaji îl privește pieziș, el înțelege starea Radhei. E rănită, geloasă și furioasă. Inima este zdrobită. După ce a luat asupra sa riscul de a pleca de acasă pentru a se întâlni cu Krishna, în toiul nopții, râul puternic al iubirii, fluxul puternic al iubirii ei este oprit de Krishna. Mahajana spun, premere sadai, premera sadai abiman, premere chai solaan pran.
Prema e încărcată cu mândrie, Abiman, pentru că prema cere totala atenție a iubitului. Prema nu face compromisuri în ceea ce privește a da și a lua. Ea nu urmează gândirea logică. Și nici nu așteaptă pentru predestinare. În mod similar, simțul datoriei, eticheta și politețea nu au de-a face deloc cu acest fel de iubire amoroasă, cu prema de acest tip. Svarupa kahe, prema vatira ei tasvabava, kantara udasya leshe haya krodabava. Natura unei Svarup Damodar spune, natura unei femei îndrăgostite este de a deveni imediat furioasă. De îndată ce remarcă cea mai mică indiferență din partea iubitului. Citania Charitamrita în Madhya Lila, capitolul 14, 127. Suspiciunea Radei în ceea ce privește unicitatea iubirii lui Krishna pentru ea face ca propria iubire să fie oprită. Ana mai curge către el. Această suspiciune este asemenea unui dig, care însă nu poate opri puternica revărsare a iubirii. Această condiție este numită furia geloziei iubirii mari. Deoarece Manrasa din Vrindavan este un fenomen incredibil și Man Mahaprabhu afirmă. Mana gopiilor din Braj este un rezervor de gusturi ale iubirii transcendentale. Vraja Gopir Man Hoi Rasar Nida. În același capitol 14 din Madhya Lila. Câteva versuri după aceea, în anume versul 137. În această situație, Radha devine sobră. Tira, tira, pentru a-i se adresa lui Krishna cu o falsă sobrietate. Eșo, eșo, bandu, karunar, sindu, rajanigo, aile, bale. Amare, ceria, ana, suka, pe, balote, suchete, cile. Candia, jamini, pohaila, ami, tumi, to, suchete, cile. Bine ai venit, bine ai venit, prietene. Tu ești un ocean de milă. După ce m-ai părăsit, e drăguț că ai găsit plăcere într-altă parte. Ți-ai petrecut seara bine? Deși am petrecut toată noaptea plângând, cu siguranță că tu ți-ai petrecut noaptea fericit în compania ei. Acestea sunt versurile lui Chandidas. Când Krishna se apropie pentru a-i cere iertare, tonul Radei se schimbă, ea îl mustră. Ciona, ciona, bandu oi kanetako. Nu mă atinge, Nagar, nu mă atinge. Rămâi acolo unde ești. Ia o oglindă și privește-ți fața, asemenea lunii, e acoperită de rimelul ochilor iubirii, iubitei tale, negru pe negru. Rimelul negru, Krishna negru. Cât de auspicios este să primesc audiența ta, atât de curând după răsăritul soarelui. Cu siguranță că toată ziua o să meargă bine.
Krishna a luat pe neașteptat. Încercând să-și ascundă ofensa, el face pe nevinovatul. Iar după ce toate încercările sale eșuează, Radha îi spune direct pe față: am auzit de la alții că îți place să flirtezi cu gopile. Iar acum am văzut-o cu ochii mei. Ca urmare, te rog, primește salutările mele de la distanță. Înțeleg că aparții altcuiva. Pentru plăcerea ta am dat deoparte mândria, dharma, datoria mea, casa, familia și apoi orice altceva. Apoi, în întunericul nopții, am intrat în pădure, speră să te întâlnesc. Dar uitându-mă pe mine, tot nu te-am găsit. Unde ești? De la distanță ofer 1.000.000 de plecăciuni picioarelor tale. Acum înțeleg totul. Tu nu ești al meu. Spunând acestea, Radha își acoperă părul, îi întoarce spatele lui Krishna și începe să plângă. Jurând să nu-l mai privească niciodată, furia geloziei Radei, Man, devine Durjaya, extrem de dificil de a fi învins. Culmea, despărțită de Krishna, Radha încântează numele lui Krishna pentru a scăpa de durere. Dar acum, în timp ce viața vieții ei, Pran Govinda, cade la picioarele Radei pentru a-i oferi sute de vorbe liniștitoare, ea își păstrează gravitatea. Cu ajutorul puterii date de Durjaya Man. În Gita Govinda, acest moment delicat este în mod clar descris. Acolo, Jayadev Goswami a atins faima nemuritoare, înregistrând cuvintele inimii lui Govinda, care sunt venite să liniștească Durjaya Mana Radei. Iată citatul. O Priya, draga mea, dacă vei vorbi cu mine, strălucirea minunată a dinților tăi va îndepărta frica întunecată a inimii mele. Iar refulgența feței tale, asemenea lunii, face ca ochii mei să devină asemenea unui păsări ceacoră care caută însetată nectarul buzelor tale. O, tu, cea care ești delicată, te rog, îndepărtează de la tine această mare, ale cărei motive sunt false. Te rog, oprește-mi suferința cu atingerea buzelor tale dulci. O, Rade, dinții tăi sunt frumoși. Dacă ești furioasă pe mine, străpunge-mă cu lancea ochilor tăi. Strânge-mă în brațele tale și mușcă-mă cu dinții tăi. Sau fă orice trece prin. Tu ești ornamentul corpului meu și viața vieții mele. Piatra prețioasă care iese la suprafața oceanului existenței mele. Singura dorință care mi-a rămas în inimă este aceea de a-mi răspunde. Hei, tu, cea cu talie frumoasă,
Deși ochii tăi sunt asemenea lotosului albastru, astăzi, datorită furiei, sunt asemenea lotosului roșu. Fii, te rog, drăguță, și folosește acești ochi pentru a mă lovi cu săgețile din flori ale zeului iubirii, Camodei. Și atunci ei vor fi împrospătați cu un șarm mereu nou. O, Priya, lasă ca un colier de perle să atârne pe sânii tăi, asemenea două ulcioare pentru a-ți decora inima. Iar sunetul încântător al micilor clopoței din jurul talii tale să proclame nașterea lui Cupidon. Ai tu cea ale cărei vorbe sunt dulci, poruncește-mi numai și voi lua cu grijă picioarele tale grațioase, care sunt mai atrăgătoare decât un trandafir roșu aprins și care mă încântă inima și le voi decora cu alta roșie. Picioarele tale delicate îmi vor îndeplini toate dorințele. O, Priya, fii drăguță și pune-le asemenea unei decorațiuni pe capul meu. Mă perpelesc în flăcările învăpăiate ale focului lui Kamadev. Te rog, îndepărtează-mi suferința prin atingerea picioarelor tale delicate. O, tu, cea delicată, te rog, dă la o parte această man a ta, care nu are niciun rost. Doar la vederea ta, focul dorinței voluptoase mi-arde inima. Te rog, îndepărtează-mi suferința prin atingerea buzelor tale dulci. În Gita Govinda 10, 2.8, versetul 2.8. În momentul în care Jayadev a compus aceste versuri, el a rămas perplex atunci când a scris Smaragarala Kandanam. El s-a gândit, oare într-adevăr Krishna s-a rugat de Radha ca ea să-și pună picioarele pe capul lui? Într-adevăr, acesta nu e un lucru de nimic. Cum am putut să scriu așa ceva? Totuși, dacă nu scriu aceste rânduri, standardul excepțional al iubirii Radei va rămâne necunoscut. Chiar și așa, Jayadev nu a avut curaj să termine versul. În această stare mentală, s-a dus să facă baie în râul Ajaya. Dar între timp, zeitatea sa tutelară, Shri Madhavaji, Krishna, a luat pana lui Jayadev și a terminat versul. Dehi pada palavam udara. În felul acesta, învățăm despre zelul lui Krishna de a dezvălui cât de puternică este subjugarea iubirii Radei, pentru că el a scris cu propria mână, O, Priya, fi drăguță și pune picioarele tale făcute cu altarul și pe capul meu. Aceasta este caracteristica încântătoare a dulceții lui Krishna. Cine și-ar imagina că Domnul Suprem, Domnul Transcendental, ale cărui picioare asemenea lotosului, nu pot fi percepute în timpul meditației marilor înțelepți și yoghini, a mers până acolo încât să accepte să cadă la picioarele unei tinere păstorițe, implorând-o să-și pună picioarele pe capul său.
Vaishnavi Gaudiya apreciază acest lucru. Iată-l pe Bhagavan, Domnul Transcendental, pe care noi îl venerăm sub forma unui aparat din lampad, ofensator afemeiat, ale cărui lacrimi de părere de rău spală picioarele asemenea lotusilor, cerea la camera ale celei dragi priaci. Cel care execută Smaran Sadan își amintește Manlila Aradei acum. Gora Primanara.